Așa. Bună ziua și bine v-am găsit la prof. Online cu exerciții de matematică. Așa, dar dragilor, tema pentru acasă. E vorba de clasa a treia. Și azi suntem în 23 a 10-a 2018. Orim de câteva treabă, nu pierdem nicio pic de timp. Și începem cu următoarea chestiune. Tema pentru acasă a avut niște problemuțe. Tu te-ai gândit la ele, pare să fie un pic mai dificile, am înțeles eu așa, dintr-o discuție cât am urcat noi pe scări. Te rog să citești prima probleme, să vedem exact ce este cum. Suma de 140 de lei a fost plătită cu bancnote de 5 lei și de 1 leu. Plătind acea sumă numai cu bancnote de 5 lei. Deci hai să încep să citești eu. Suma de cât? De 100? De 140 de lei. 145 lei. 140. 140, bun. În bancnote de cât? De 5 lei. Și 1 leu. Și 1 leu. Da? De 5 lei și 1 leu. Bun. Am înțeles până aici. Vă să vedem plătind acea sumă numai cu bancnote de 5 lei, vom folosi 12 bancnote mai puțin. Deci, dacă aceeași sumă, 140 de lei, o folosim numai cu bancnote decât de 5 lei, numai, deci cu 5 lei, în condițiile acestea, da. Spune? Vom folosi cu 12 bancnote mai puțin. Deci, aici am folosit un număr de bancnote. Nu știm câte. Nu știm câte sunt de 5, nu știm câte sunt de 1 leu. Variantele sunt destul de multe. Dar autorul ne mai spune ceva. Dacă ar fi numai cu 100, numai cu 5 lei, atunci am folosit, în condițiile astea când am folosit numai cu 5 lei, am folosit practic cu 12 mai puțin. Deci cu 5 lei se folosesc, da? Folosesc cu 12 bancnote mai puțin. Eu trebuie să înțeleg bine problema. Și tu, ca și mine... Întrebarea. Da? Câte bancnote de 5 lei s-au folosit prima dată? Bun. Mai citești odată, că vreau să înțeleg bine. Nu pot să mă apun. Pe bucăți. Pe bucăți, așa. Suma de 140 de lei a fost plătită cu bancnote de 5 și de 1 leu. Bun. Plătind acea sumă numai cu bancnote de 5, vom folosi cu 12 mai puține. Așa. Câte bancnote de 5 lei s-au folosit prima dată? Bun. Deci, s-au folosit un număr de bancnote de 5 lei și pe urmă restul a fost de 1 leu. Nu? Da. Să zicem că s-au folosit 20 de bancnote de 5 lei. Deci dacă, încep să înțeleg problema. Deci dacă au fost 20 de 5 lei, atunci am plătit cât? Am plătit 100 de lei. 100 de lei, pentru că vine 20 ori 5, nu? În condiție? 20 ori 5 egal cu 100. Și restul de 40, da? Deci până la 100, până la 140, mai avem 40 de lei. Da? Deci ceilalți 40 de lei, câte bancnote de câte 1 leu ar fi trebuit? 40. Deci în condițiile acestea, 40 lei cu bancnote de 1 leu ar însemna 40 de bancnote.
Da? De un leu. Iar problema ce ne spune? Câte bancnote de 5 lei s-au folosit prima dată? Da, dar să vedem în contextul următor. Când se merge cu varianta folosind numai de 5 lei, oare câte ori fost de 5 lei? 24. Cum ai gândit? 20 ori 5, 100 și 20, nu 40. Câte? Pentru 40 de câte ori câte o bancnotă? 8. 8 bancnote, 8 ori 5 fac 40, da? Deci în varianta a doua, aici am pus noi un model. Da. Dar avem informații că în varianta a doua, dacă folosim numai de 5 lei, deci numai de 5 lei, atunci reiese că vom avea, deci numai de 5 lei, vom avea pentru 140, care e egal cu 5 ori 24, da? 5 ori 24, deci avem 24 bancnote. Deci rezultă 24 bancnote. 28. 28, foarte bine. Deci 28 bancnote. Așa. Deci știm în varianta că am numai de 5 lei, că-s 28 de toate. Autorul spune, în această variantă, ce spune? Câte bancnote de 5 lei s-au folosit prima dată? Da, prima dată. Că în cazul în care folosim în partea a doua numai de 5 lei, sunt 28 de bancnote, da? Da. Dar mai spune ceva, o informație. A doua are, ce spune? Că de data asta câte? Plătind acea sumă numai cu bancnote de 5 lei, da, vom folosi cu 12 bancnote mai puțin. Deci numai cu 5 lei, dacă ar trebui să folosim cu 12 bancnote mai puțin. Adică 24 minus 12 m-am făcut noi. Deci 24 minus 12. Deci 24 minus 12 ar fi cât? 12. 12. Da? În condițiile astea, merg pe mâna ta, dacă folosim în condițiile astea, că zicem, în 28, 28, așa. Din 28, scăzând, sunt 12, 16, va fi 16. Dar oare el raportează aceste 28 de bancnote a doua oară când se referă că folosim cu 12 mai puțin, din numărul total, câte bancnote au fost aici? 20 și 40. Că 20 sunt de 5 lei, în varianta care am uitat-o noi, și 40 sunt câte? Sunt de un leu. Deci, în total, sunt 60 de bancnote. Acum, cele 60 de bancnote, când folosim numai cu 5 lei, vedem că avem 28. Ar trebui, din 60, dacă scădem pe 28, să ne dea 12. 12 bancnote, adică și o de când dă nu am. Dar nu este 28. Păi, nu, păi 28 sunt acum. Dar nu 12 rezultate. Păi asta vreau să spun. Înseamnă că trebuie să umblăm undeva. Deci acum 60 minus 28, cum am luat noi modelul, cât ar face aici? 32. 32, da? 32. Deci cu 32 mai multe, mai puține ar fi în condițiile astea. Care e modelul? E bine așa cum am gândit noi să fie 20 de 5 lei și... Nu. Nu. De 5 lei câte să fie? 12. Dacă am folosit 20 și nu a fost bine. Tu crezi că mai puține de 5 lei să fie? Nu. Ca să acoperim, să mai ajungi la 60. Că ai văzut că în clipa în care am luat 20 de 5 lei, și 40 am luat de un leu, în momentul în care am încercat să vedem câte bagmăte sunt pentru 140, sunt 60. Că sunt 40, 20 și 40 din coate, 60. Față de atunci când folosim numai de 5 lei și 28, ele sunt bătute în cuie ăsta 28. 24. E bine, să folosim 24 de 5 lei? Da. Hai să vedem. Deci tu propui
Să mergem cu varianta? Ar fi 120. Deci 24 ar fi 120. Bun. Deci varianta ta. Varianta ta. Varianta cui? A lui? Mario. Mario. Adică 24 de 5 lei, care înseamnă 120 de lei, până la 140 și mai avem câte? Până la 140. Mai avem, mai avem 20 de lei. Care, și câte un leu? Sunt 20 de monede, da? De. 20 de un leu. Așa. Care mă duce spre cine? 20. Mă duce spre 20. În total suma e acoperită, 140, nu? Da. Foarte bine. Dar acum, ca număr de bancnote, câte se adună? 44 total. 44 bancnote. Și de 5 și de 1 euro. Da. Bancnote. Ei, în cazul care dă numai cu 5, toate cu 5, câte bancnote sunt? 27. Ei, hai să scădem din 44 pe 28, să vedem dacă ne dă 12. Că diferența asta trebuie să fie. Din 44 dacă scădem pe 12? Nu, ne dă. Cât ne dă? 2. 4 minus 2. 2. Da. 4 minus 1, 3. Oare 12 trebuia să scădem? Nu, trebuia să scădem 28 ca să ne dea 12 mai puțin. 28, de data de viitoare am scădut puțin. 28. Da? Și folosim 28, deci din total, ia să vedem cât de dat acum. 8 din 14. Asta minus. 4 minus 1 se poate, ne împrumutăm. Așa. 12 cu 4, 6. 6. 3 minus 2, 1. Cu 16 bancnote mai puțin. Deci diferența dintre bancnote, cele 44, folosind de 5 lei, sunt 28, 16, suntem aproape, diferența trebuie să fie de câte? De 4. De 12 sunt. 12. De 12, nu? Dar de 4, ca să puteți să mergem mai jos. Adică? Mai mergem încă o dată? Mai în față? Tu știi, tu vii cu propunerea, varianta ta, varianta a doua, prima varianta ta. A fost al Mario 1. Și acum varianta a doua. Varianta 2. 2. A lui Mario. Nu știu, Mario, că unde s-a dat cu 1? Unde s-a dat cu 1? Zic, că eu merg cu 5. Adică în loc de 24, cât să zici? 25. Mergem, că suntem foarte aproape. Tu ai gândit bine. Ai mărit numărul de bagnote de 5 lei, nu? Că va fi tu. 20, deci 25 de 5 de 5 lei și faci atunci cât faci oare 25 ori 5? 25 ori 5. Corect. 5 ori 20 și cu 2, 12. 125. Puteai să-mi dai repede că fac 125? Te-ai mărit cu cât? Cu sigurul bancnotă. Adică la 120 mai puneai 5-ul. Sigur că da. Deci 125. Iată cele 25. Și de un leu. De un leu. Va fi 5 cu 10, 15. 15, da? De un. Deci 15 de un leu. Și 15 de un leu. Și atunci 15 ori 1, nu? 15 ori 1. E cam cu 15. Și totalul face 140. Am acoperit bine. Deci câte, care e totalul de bancnote să-l adunăm? 30. Deci 25. 25 plus 15. Cât fac? 40. 40. Acum, din 40 scădem pe cele 28 când sunt numai de 5. Minus 28. Da. Exact, 12. Excelent. Deci, în cazul în care, foarte tare, în cazul în care folosiți numai bancnote de 5, veți folosi cu 12 mai puțin. Și întrebarea este, câte bancnote s-au folosit de 5 lei în prima variantă? În prima variantă, 25. Vezi? Am găsit răspuns. Da? Deci am muncit. Nu am muncit deloc. Am muncit un pic. Hai să vedem.
să gândim problema. Deci eu nu știam cum să rup problema asta. Deocamdată am rupt-o prin încercări. Deci încercând să ne apropiem de probleme. După ce am înțeles-o, am ajuns la următoarea concluzie. Că în condițiile în care veți folosi numai bagnote de 140, și atunci eu m-am interesat câte ori fi când sunt mai de 100, numai bagnote de 5 lei pentru 140 lei. Sunt 28. Și zice acum, și este 28 față de numărul total de bagnote. Deci așez 28 față de numărul total de bagnote în prima variantă, sunt cu 12 mai puțin. Și atent că nu ne-am prins. Că dacă o zic că 12 mai puțin, la 28, noi trebuia să adunăm 12. Ca să avem totalul de bagnote. Asta era. Deci când eu le-am zis, fiți atenți, că în condițiile în care folosiți numai de 5 lei, atunci ești cu 12 mai puțin decât totalul de bagnote de la început. Și cum acum noi am aflat că e nevoie de 28 de bagnote când folosim mai de 5 lei, și astea reprins cu 12 mai puțin, ca să le aflăm pe cele care au fost la început, înseamnă că la 28 trebuia să adunăm pe 12 și vedeam 40. Și nu mai mergeam prin încercări. Deci 40 erau totalul. Da? 40 de bagnote total. Și acum stăteam și ne gândim așa. Păi dacă 40 de total, din câte să fac eu? Că în clipa în care dau o bagnote de 5 lei deoparte, din 28, când dau unul 5, aceea de 5, cu câte bagnote de un leu se înlocuiește? Cu 5. Cu 5 bagnote. Dau iar o bagnotă de 5. Și iar cu, nu? Dau deoparte așa și îmi trebuie în locul ei câte bagnote? 10. 5. Încă 5. Deci în total 10 bagnote mi-ar trebui, da? Ei bine, acum dacă te prinzi, este superb. Deci când dăm o bagnotă de 5 deoparte, trebuie să băgăm una de câte să băgăm în locul ei? 5 de 1. 5 de 1. Dar și în locul ei, ca număr, scade una, nu? Da. În locul celei de 5. Când băgăm încă o alta de 5, da. iarăși un 5. 5 bagnote. Dar în locul ei, ca număr, uite, ea este de 5. Și în locul ei cât trebuie să pun? Pun de un leu. Da, una, două, trei, patru, cinci, de un leu. Și dacă pleacă asta, bagnota de 5 dacă pleacă, când o plecat, și pun pe cele 5, de fapt, plecând ea din numărul de total de 5, eu ar trebui să văd că 6 au scăzut de acolo. 6 bagnote, că cele 5 care înlocuiesc valoarea ei, dar și bagnota în sine. Și mai pleacă iar un 5 și mai vine încă 5 și cu bagnota în sine, 12 bagnote sunt mai puțin. De aceea sunt mai puțin 12 bagnote. Și în condițiile acestea, ideea de bază pe care o avem este asta, că nu, la cele 28 am adunat pe, cât am adunat pe 12, și am ajuns că totalul de bagnote câte ar fi? 40. Da? 40. Și de ce sunt 25 de 5 lei și cele 15 de 1 leu? Deci întrebarea este cum de s-a ajuns la cele de 1 leu la 15? Sau cum am ajuns la cele 25? Din 28. Cum am ajuns? Le-am scăzut, le-am ajuns la 25. Am scăzut, bine, noi am mers până la 24 și am scăzut 6. Da, dar vezi, tu mergi pe modelul meu, pentru că asta e natural. Deci noi când ne-am apucat de problemă, n-am reușit să ducem la chestiunea de finețe. Ce am mers, ți-a plăcut mult mai bine treaba asta. Hai să zici că ar fi de
De cât am zis eu? 24. 24 a fost modelul tău, când ai văzut că n-am reușit cu 20 și am rămas foarte mult, distanța mare de 32 mai puțin. Deci nu ne-a plăcut. Atunci măresc, ce ai zis tu? Măresc numărul celor de 5. Și mișor cele de... Și sigur că da, voi mișora pe cele de... De unde știu să le mișorez la 20? Pentru că trebuia să acoperi suma de cât trebuia să acoperi. 240. Și când ai făcut chestia asta, ai sesizat tu foarte repede că se apropia mult. 16 bani mă. Și atunci ai spus, da, m-am prins. Iată-mă, eu am înțeles acum ca să măresc cu 1 pe 24 și să mă duc la 25. Și fa micșorez cu 4. Deci micșorez cu cine? Cu la 24 și la 25 înseamnă că mărești cu o singură bancnotă pe cele de 5. Da? Că tu ți-ai dat seama ca, de ce? Că aici diferența de cât este? De 16. Da? Și tu diferența cât trebuia să fie la tine? Cât o spus? 12. 12. Și atunci tu te-ai prins de poantă, că bancnotele de 5 acoperă o sumă mai mare, da? Cu atât mai bine. Și în felul ăsta ai gândit 25, de ce te-ai oprit la 15 de euro? Pentru ca să acoperi suma de 140. Da? Obligatoriu. Și când ai făcut diferența 25 cu 15, fac 40 de bancnote, și din 40 scădem pe cele 28, plătim numai cu cât am plătit? Numai cu 5 lei. Deci, exact, 12 cât spune autorul. Acum, eu, soluția asta e perfectă. Deci, asta e perfectă. Deci, așa putem, copilul așa a gândit în problema asta, sigur, sprijin de mine, de fapt, noi ne-am dus pe calea naturală. Dacă ar fi așa, ce s-ar întâmpla? Și am sesizat. El simte că e urgent nevoie să mărească numărul bancnotelor de 5 lei. Ajunge la 24. Nu s-a. Nu deodată a dat 25, că nu putea să dea deodată. Putea să dea 23. Și atunci vedeam că diferența e mare. 20. 24, 25. 20, 20 am dat. Aici și m-am mers. Dacă spuneam 23, îmi dădea 20 acolo. A, diferența aici? Da. Bun. Și cu condițiile astea, tu ai văzut că, de fapt, cu 4 mai puțin se lucrează, da? Da. Că bagnota de 1 leu, având 4 în cea de 5 lei, iată și asta putem de lei. Scade 1. Deci, se e clar că vine un 4 în plus la, 1, 4, la 5 la 4, la 1. Deci 4 sunt diferența. Insist pe varianta asta de a ne apropia mai repede de încercare. Deci povestea este un elev ca tine, mergând pe varianta asta, este perfect. Dar dacă se prinde mai rapid și spune, dacă sunt cu 20, cu 12 mai puțin, cele 28 când sunt mai cu 5 lei, le dau. Cele 28, le adaugă și face 40. Deci, pe total, el știe că are 40. Are un lucru foarte important. Are 40 de bancnote. Și acum, cum ajunge la cele 40, avându-l la dispoziție, se deducă 25 și 15, care fac 40, depinde din 28 plus 12, mergând apoi fac 40 de bancnote aici, observăm foarte bine, cum anume face repartiția? De ce 25 de 5 lei și 15 de 1 leu? Deci care e motivul distribuirii? Că și 24, 24 și cu 20 nu mai face suma aceea de câte 40, ci face 42. Da? 42 trebuie să facă 40. Dacă ne deci, prindeam, domn profesor, trebuie să facem așa. 5 minus 1 și eu dădea 4. Și aceea era... Și mă zi, mă, că poate te duci pe idei foarte tare. 5 minus 1... Fac 4 și aceea când adăugăm cu 1, se micșorează cu 4. Așa, așa. Deci, tu vezi că între 5 și 1, diferența e de 4. Da. Și cum te duci tu pe problemă ca să mă faci să înțeleg bine, cum anume îți vine ție în minte ca cele 28
de bahmăte, să ajungi la 25. Hai că e foarte tare. Ești aproape perfect pe problema. Aș scade 1. Deci, cele 28 de bahmăte. Aș scade 4 și aș vedea că sunt 24. Deci, și vedem că avem numai numere impare. 5 și 1 sunt numere impare. Și adăugăm încă 1. Mi-ar da 25 și da. 15. Așa. Deci, aș încerca să văd dacă merge. Deci 25 și 15. De la 28, care sunt numai de 5, cum ajungi tu la 25? Aici vreau să vezi problema, că te-ai prins de o chestiune foarte finuță. Deci, una de 5 și apare câte lângă cea de 5 ca să o transform în câte 1? 4 apar. 4, nu? Da. Ei, 12 fiind numărul lor care trebuie să scadă, pe acel 12 îl împărțim la 4, da. Și înseamnă 3 bagnote de 5 înlocuite și 3 din bagnote înlocuite din 28 până la 25 sunt 3 bagnote. Asta era finețea. Deci eu m-am folosit, hai să fiu corect cu tine. Deci m-am folosit de șmecheria care ai spus-o tu mai devreme. Că? Diferență de 4. Adică în clipa în care dai o bagnotă de 5 lei deoparte, nu? Ca sumă, pentru suma totală, ar trebui să ai 4 bagnote de câte? 4 bagnote de câte? 5, de fapt 5 bagnote de câte 1. Dar una rămâne pe postul bagnotei de 5 și ca număr și cealaltă 4 mai din. Și cum la fiecare etapă din locuirii a unui 5, de fapt 4 scad, iar alta de 5 iar scad 4, cum am nevoie să acopăr 12 bagnote, că sunt cele care sunt mai puține, pe 12 îl împărțim la 4 și fac 3. Da? Și atunci 3 bagnote de 5 trebuie să înlocuite. Și din 28, cât erau totalul, am ajuns la 25 și sigur rămân cele 15 și totul s-a acoperit. Sigur, acum vreau să vedem cum traducem în limbajul ăsta al comparației. Deci mă interesează acum în limbajul comparației. Da? Așa, așa vrem să vedem. Uite, gândim în felul următor. Astea sunt etapele când rupim o problemă. Deci noi căutăm în timpul problemei să ne ducem, să încercăm o chestie particulară, să încercăm, bă, dacă ar fi așa, ce s-ar întâmpla? Am ajuns? N-am ajuns. Profesor, după ce se termină de predată, termenul necunoscut ne dă test cu afară termenul necunoscut. Și nu vrei să mai insisti pe problema asta? Da. Nu, mă interesează ce vrei tu acum. Eu merg repede pe chestia asta. Eu cred că explicația care am făcut-o aici este suficientă. Las să vezi tu limbajul ăsta al comparației. Deci vreau să faci problema prin comparație. Așa cum este ea încadrată la probleme prin metoda comparației. Noi am făcut așa în discuția, dar n-am mers așa în limbajul acela al problemelor prin comparații, ci am încercat să... Că noi, eu nu știu că se încadrează la problema, la tipul acesta de probleme. Eu am avut o problemă de făcut. Și am trebuit să mă gândesc cum o pot face. Da? Încă o dată, dragilor, în fața unei probleme trebuie să încercăm ceva. Ce am făcut eu? Să acopăr suma. Cu câte am zis? Hai să zic cu 20 și am văzut 100 de lei. Și cât mai am de acum? Cu 40. 40 de 1. Oare diferența? Știam 28 de ce facite. Cât este? 32. Nu-i bun. Când m-am cu 12. Și atunci am zis, hai din rotul. Ei, ele, iată, primarul că se prinde. Ca să micșoreze numărul bagnotelor ca diferență,
înseamnă că trebuie să mărească pe astea de, de 5 lei. Chiar am înțeles că acoperă mai multe. 10. Da, cu 5 lei acoperă și numărul bagnăturilor scade ca diferență. Și iată, îți duce 24, să începe. E povestea lui, este propunerea lui. Și de ce a zis 20 aici? Pentru că trebuia să acoperă până la 140. Ei, acest lucru vede rapid, 16. Și iar nu-i merge. Și atunci simte că zice, cu 4 a scăzut. De aceea, locul bagnotei de 5, care e diferența dintre 5 și 4, o singură bagnotă, de 5 merge și scade încă cu... mai înainte cu una, cu 24 la 25, sigur că 15 rămân apăit și verifică și asta e situația clară. Da? Deci, asta este și ca o formă de încurajare și pentru tine. Ai văzut cum am reacționat noi aici împreună? Da. Deci încerc ceva. Păi dacă ar fi de atâta și atâta, oare ce s-ar întâmpla? Nu-i diferența de 32. Hai să încerc așa, să mă văd așa, până mă apropii de problemă. Deci și această metodă este foarte bună, pentru că răspunde în culise de raționamentul tău. Acum, ștergem tabla și mă duc la probleme. La cei ce vrei să tu mă întrebi acum, da? Da. Hai, una, două și ieșiți de acolo și să... Am tablarea pe mână. Acolo ești tu la calecții, da? Da. Păi ești toți zici în tema pentru acasă, da. Chiar așa. Chiar așa, te rog. Da, dar ce să nu este tema? Bun. E dorința ta. Nu știu de ce mi-ai pus-o, dar eu trebuie să te respect pe tine. Elevul nostru, stăpânul nostru. Tu ești cu propunerea, eu sunt cu execuția. Te rog. 3.458 plus 308. Minus A. A. Egal cu 1156. Bun. Contul. Hai, condu-mă. Văd că avem plus și minus. Înseamnă că le efectuăm în ordine în care sunt. Da, dacă ar fi fost minusul și primul plusul, le adunăm pe schimb mai și șmecheria asta. Tot ce cu plus, în prim plan, da. Și ce cu minus, la sfârșit. Da. Asta știm. Te rog. 3458. 308, cât faci? 308, 8 cu 8. 6, da. Și nu le ținem. 5 cu 0, 5. Și cu 1, și cu 1 6. Așa, atenție multe. 4 minus 3, 7. Nu 4 minus 3, mă, să adună. 4 plus 3, 7. Și 3 plus 0, 3. Așa. Minus A, egal cu 1156. Și acum au. Hai, egal. Da. 3769. Da. Minus. 3.766 minus 1156. Mai egal. Și egal mai departe. 6 minus 6, 0. 6 minus 5, 1. 1. 7 minus 1, 6. Așa. 3 minus 2, 3 minus 1, 2. 2. Au, s-a făcut. 2.610. Ai întotdeauna altul sau vine așa? Da, mai am. Te rog. 990. Mai 990, da? Minus 175. 175. Minus X. Minus X. Egal cu 88. 88. Plus 106. Plus 33. Plus?